Invictus Game Toronto 2017 reprezintă ocazia de a demonstra societății că militarilor răniți în luptă nu le-a fost alterat spiritul de luptător, coeziunea echipei și solidaritatea umană, valori ce definesc veteranii teatrelor de operații. Evenimentul sportiv internațional, care se va desfășura anul acesta în Canada, este dedicat în exclusivitate militarilor invalizi sau răniți, ca urmare a participării la misiuni în teatrele de operații sau la acțiuni militare interne. Printre cei 33 de militari care fac parte din Invictus Team Romania 2017, se află și doi făgărășeni. Este vorba de plutonierul major Dumitru Paraschiva și de plutonierul major Nicușor Bica. Nu vrem să te oprim pentru că ai deja un program pe care trebuie să duci la bun sfârșit astăzi. Merge bine? Da? Ești hotărât? Pot. Vrei să câștigi o medalie la Toronto? Dacă de Dumnezeu de ce nu? Dar trebuie primul să facem lucrurile frumoase. Zic eu. Și cum te-a spus? Așa să fie. Spor la antrenament. Mulțumesc. În perioada 21-24 februarie, cei 33 de sportivi au fost în cantonament la Săftica și s-au antrenat pentru disciplinele competiției la care urmează să participe, respectiv atletism, canotaj în sală la simulator, ciclism, powerlifting, tir cu arcul în not și volei din șezut.